atunci Minimax era un vlog. Acum o să vă arăt un boxă portabilă, un radio, casetofon, care are un difuzor fix, în care nu are bas, nu are nimic, pentru a nu consuma baterie. Noi o să-l facem și o să-i băgăm un difuzor mare. Să-i băgăm difuzorul ăsta. Da? Că ăsta merge și de bas și de toate. Da? O să-l desfacem pe ăsta și să vedem dacă merge. Se aude subțire și urât. Și urât să aude subțire, așa, nu știu. Nu pare deloc. Bine, așa l-am luat și o să-l bag pe ăsta cu membrană. Ca să aibă reflex în bas. Bas. Da. Și am revenit. Da, o să scoatem bateria. Punem difuzorul ăsta. Da. O să desfacem șurupurile. Tare și asta, că te adună șurupurile. Să le punem acolo și de o parte, da? Scoatem cardul aici, da? Scos cardul. Și acum o să-l desfaci. Opa! S-a desfăcut. Asta și difuzorul, ai venit? De la fix. Nu este cu membrană de cauciuc. Vedeți? Mic și eficient. Da, o să schimbăm doar difuzor. Aceeași dimensiune, numai că e mai cu membrană. Și asta este invers, vedeți? Asta e cu membrană, asta e drept. O să iau pistol de lipit și o să vedem. Da?
Da, am adus și pistolul de aripiet. Da. Punem aici, punem difuzorul aici, avem și cositor. Da. Asta e bun și eficient. Da. Am băgat și în priză, merge stans. Mai se dezlipim fir. Dezlipim firul aici. Vedeți, l-am dat jos. Da? Da. Nu scrie nici câți vați are, nu scrie nici că e și spart aici. Dacă se vede, vine spart. Da. Ei, asta o să-l dăm deoparte și o să-l prindem pe ăsta. Da. E în gaură extraordinar. Extraordinar de bine. Da, după cum vedeți, am lipit cablurile. Da? Am lipit. Și acum să vedem cum se aud. O să băgăm bateria ei, da? Să vedem dacă se aud. Avem și cardul aici. Da? Băgăm aici. Mă la pende. Thank you.
Eu zic că se aude un pic mai bine ca... Eu zic că se aude un pic mai bine ca ăsta. Asta se auzea prea subțire, prea urât, prea... Iar ăsta, ceva de neuitat. Da? O să-l găsesc să pun unul mai mare. Vom încerca. Voi ce zice să-l pun pe ăsta? Are 7 vași și 4 oameni. Voi ce zice să vedem dacă se aude bine? Ia, hai să încercăm. Hai să încercăm cât de tare se aude asta. Am pus unul mărișor, unul un pic mai mare, față de astea două, da? Asta a fost a lui, l-am pus pe ăsta și acum cu ăsta, un pic mai mare. Ia să vedem. Mare, foarte mare asta. 7 vați. Și asta nu scrie nimic. Ciup, ciup, ciup. Căutăm, mai avem câteva. Asta cred că e prea mic. Iar asta e frate cu asta. Deci sunt frate amândoi. Da. Avem așa. 2, 4, 5 de fuzon. Ia că am mai găsit unul. 6 de fuzon. Mă, nu știu. Cred că s-ar putea să meargă asta. Cred că s-ar putea să meargă asta. Ia să-l băgăm pe asta.
o să spălăm puțin carcasa asta și o să ștergem. Cred că o să audă asta un pic mai bine. Să-l lăsăm pe ăsta, nu? Sau îl punem pe ăsta care a fost? Voi ce ziceți? Mă rog, să lăsați un comentariu și dacă e, mai fac un video cu ăsta și îl schimbăm. Da? Avem aici, uite câte avem. Uitați câte difuzoare avem aici. Și dacă mai caut bine... Dacă mai caut bine cutia asta, cred că mai găsesc. Cred că mai găsesc pe acea de ceva. Asta nu știu dacă se mai închide carcasa. Oh, perfect! Se închide și carcasa destul de bine. Da? Trebuie să luăm și susținerea. Și acum să-i băgăm șurupurile înapoi. Asta e că am zis că îl șterg puțin de praf. Da.
Am aici piesa. Da. Dăm și puțin spray. Da, perfect. Super. Pene, le băgăm șuruburile și ai. Gata, perfect, s-a închis și bine la binare, da? Uitați să bag grânața. Foarte bun. L-am făcut, l-am... Așa, punem bateria. Dăm drumul. Perfect. Ne vedem la următorul video. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share și ne vedem la următorul. Pa, pa, pa.